Salut, sunt Mihai! Salut! Ce faci, mă? Eu, Mihai! Dumnezeu, iei de cameră! Dar ce e așa la vale, eu? Ce e așa la deal? Pusă. Uite așa, mai șmechirește. Așa. Se vede fain? Salut, sunt Mihai! Și am ajuns la cu ăștia, cu abonații. Ceau! Ce faci, nu? Nu, sunt Mihai. Se sare pe 7 cani. Și strigătul la doamne, vai, vai, vai. Aici, în spate, cu dulapă pe recepție. Băi, am văzut că am ajuns la, te că vă zic acum, 54.000 sau 55.586 de abonați. Și dacă tot am ajuns la cifra asta extraordinară și nemai întâlnită pentru mine, pe YouTube, că ați văzut că pe TikTok suntem number one, mă gândeam să vă citesc niște mesaje de pe Instagram. Că toată lumea zice, bă, de ce nu răspuns pe Instagram, că de ce nu știu ce, că de ce nu știu cum. Păi n-am cum să răspund pe Instagram, pentru că voi sunteți foarte mulți care îmi trimiteți mesaje pe Instagram, sunt cu miile. Și multe dintre mesajele pe care le primesc pe Instagram sunt sal. Cf, sal. Cf, sal. Cf, sal pe spaniol înseamnă sare. Și că să facem, uite pe vară, mea. Ceau, nu ce fai, hai să-ți dau niște like-uri. No, bun, hai să vedem niște mesaje pe care le-am primit de la voi. Că avem așa, niște mesaje extraordinare. Primul mesaj, cică, boss, am o întrebare, dacă tu ai două capre și cu trei capre și două... Ce o zis, mă? Boss, o întrebare, dacă tu ai două capre și eu trei capre, câte fac în total vacile? No, deci dacă eu, tu ai trei capre și eu am două vaci, tu ai trei capre și am două capre. Capa crapului crapă crapra piatrei, în crapra trei. Și rămân două oi și trei viței. Și vacile sunt câte are om în casă și pot să fie doi cai, de exemplu. Bă, dacă vreți să dați mesaje extraordinare și foarte șmecăre și de tot, bă, dați pe Instagram că, uite, vezi, mai fac câteodată chestiile astea. Ci că salut, faci o treabă foarte bună. Mereu mă faci să râd, te respect maxim. Băi, eu-s Mihai, dragul mie, să-mi zici și mie cine-i Maxim ăsta, hă? Adică tu respecti pe Maxim, hă? Dacă eu-s Mihai, tu zici la Maxim că-i respecti foarte mult. Bă, dar poate că el o zis că mă respectă Maxim, nu Maxim. O zis că mă respectă Maxim, nu Maxim. Că mă zic că te unii care se numește Maxim. Înseamnă că zice despre mine foarte fain. Hai bun-i mă ăsta, mă. Hot dog în franjelă. Mai citim încă un mesaj sau două sau trei, ia să vedem. Bogdan 100 cu niște lăini de alea pe jos. Eu pot să îmi mișc urechile, gen așa, fără mâini. Stai să mânc, m-a pălit foamea, mă. Aul, nu fiți atent. Pot să mișc și eu urechile. Să vedeți? Deci dacă eu mă nervez extrem, extrem de tare, pot să zbor cu urechile astea mari ale mele. De la litele plotato. Așa, fii atent. Bună, Mihai, știu că nu o să-mi răspunzi, dar am vrut să știi că pe YouTube am căutat o persoană inteligentă, frumoasă, glumeață, faină, dar nu am găsit, așa că te urmăresc pe tine. Wow, nebunule, mulțumesc, extraordinar, ești foarte tare. Și să, așa, așa, o băgat două mai mulți din ani. Așa, acum serios, ești grozav și continuă cu... Băi, am o problemă cu dicția. Eu vreau să citesc foarte repede și mi se limbă plimba în gură, înțelegeți? Nu, acum fiți atenți că o să citesc corect. Acum, serios, ești grozav și continuă în ceea ce faci, că faci bine. Iar tot dicția m-a oprit. P.S. Eu sunt Bianca Racoviță de pe live-uri. Băi, fată, băi, și azi, eu am crezut că e un băiat. Bianca, excuse me. Excuse me, por favore. N-am știut că ești fată. Fii atent, eu sunt Bianca Racoviță de pe live-uri. Alt PS, încă nu mi-ai dat politane. Bianca, nu mai am, uite, dacă vrei, creăm buști, uite, în franjelă. Hai, bun, mă, fiți atenți la Bianca. Nu vreau să vorbești cu mine, dar un mesaj să-mi dai, să mă dau mare la colegi că mi-ai răspuns. Bă, voi știți pe Bianca Racoviță. Eu i-am răspuns ei pe Instagram. Uite, mesaj extraordinar de la băiatul inimă rănită 1K. Salut! Scuze că te-am deranjat! Dumnezeul tău ființă care a inventat cerul! Odată de mă mai deranjez,
Numai două îți dau de ce să dembălește părul de la cap. You understand me? Nu mai mă deranjește. Bă, mi s-a terminat camera și s-a întrerupt, mă înțelegeți? Și mi-am pus repede ochelare ca să nu-mi intre ochiul în soare. Am o întrebare, nu te doare capul la cât dai cu el de dulapul ăla? Nu fii atent. Hai ce mă doare de nu mai pot. Bună, Mihai, mă numesc Andre. Vreau doar să știu ce trebuie să fac să câștig un PlayStation 5. Mă, e foarte simplu. Consola PlayStation 5, care este cea mai nouă de la Sony, va apărea în decembrie. Sau înainte de Crăciun, sau în noiembrie, nu se știe. Dar, în momentul în care va apărea, eu o să fac un concurs. Ce trebuie să faceți este simplu. Să mă urmăriți pe Instagram, să mă urmăriți pe YouTube și să dați pe Instagram, să etichetați 3 prieteni și să dați share. Foarte simplu. Bă, nu toți. Unul o să câștige dintre toți. Dacă tu o să câștigi, eu o să ți-l trimit. Mă pun în contact cu tine, îmi dai adresa și îți trimit PlayStation. Ok? Simplu! Bă, dar nu se mai deblochează, nu mă mai cunoști, mă! Uite, mă, ce casă din aia care pui fățăul și se deblochează. Aha, nu vrea să mă cunoști, mă. Ție nu-ți dau sub negru, ție-ți dau o politană. Eu nu vreau nici sub negru, nici politană, eu vreau, uite. Ai bune, mă! Crembuș cu pita. Uite, mesaje de la Dede Acașarpe. Dede Acașarpe. Salute, cel mai tare TikToker și YouTuber. După mine. Adică după el e mai tare ca mine. Bă, tu ești mai tare ca mine, mă, cine ești tu, mă? Spune repede cine ești tu dacă tu ești mai tare ca mine. Ține tot așa cu episoadele de pe YouTube. Succes și ratul 100k. Dar de ce îmi dorești numai 100k? Eu vreau cât de la 6 milioane de K în sus. You understand me? 6 milioane de M în sus. Understand me? Ok. De ce ești chel? Bogdan mă întreabă că de ce sunt chel. S-a constatat că oamenii chelioși nu au păr. Și ci că din cauza aia eu sunt chel. Din cauza că nu am păr. Understand me? Ok. Următor, iar te-ai îmblocat, mă, și iar nu mă mai recunoști la față, mă. Salut, faci o treabă foarte bună. Mereu mă faci să râd. Te respect, Maxim. Băi, eu cred că am citit mesajul ăsta cu Maxim, așa? Băi, eu iau înapoi, îndrept sau de 10 ori citesc același mesaj? Eu nu mai înțeleg pe mine însumă. Poți să-mi trimiți un videoclip în care spui Tarzanie, tu ești? Pentru fratele meu. Tarzanie, tu ești, mă, mâncațaș! Havelu Baftalu, să-ți trăiască familie! Și tot ce iubești tu! Daci că să citesc cum vorbesc ei. Pă cine sunt ăștia? Niște henstrantrăștri? Păi, super tare! Râde, mă sparg! Chit că mă aud de vă 2-3 ori la video, țin-o tot așa, te rog frumos. Dar nu mă așa o țin. Și mai fă, mai fă tipuri de frați. Mai facem. Dacă tu zici să fac tipuri, numai de frați fac. Să vedem următorul mesaj. Inimioare, inimioare. Cică, răspunde! Dar ce, m-a sunat cineva? Salut, cum e viața de YouTuber? Extraordinar! Deci de când sunt YouTuber, să mor, să nebunesc. Mi-a luat ochelari extraordinari ăștia de la Pucci. Așa de faină viața de YouTuber. Eu n-am mâncat crevuș în viața mea. Visul meu era să mânc un crevuș de ăsta mare băgat în franzel. Și cu maioneză. Ai bunii, mă! Fiți atenți, în momentul în care vorbesc acum cu voi, suntem 5588. A mai venit unul, mă! Încă un dilău aici cu noi. Și că Dumnezeu, mă, te mai ciordelești? Dumnezeu, mă, te mai ciordelești? Nu, nu! Domnul Varga Cătălin. Dar Dumnezeu mă, ce are, mă? Numai nu Dumnezeu mă, ta mea zici? Dumnezeu mă, ce are? Tu să nu mă ciordelești. Eu nu ciordelește. Eu nu ciordelii miei. Tu da ciordelii miei, tu ciordelii miei mie. Ok. Bă, care nu-i place de mine să meargă dracu. Să se uite la alții. Deci, mieiță, dar tu chiar ai năpârlit? Să ui pus ceva efect. Dar, numai acum m-am gândit să te întreb. XD. Am năpârlit, mă. Eu cred că am năpârlit de chiar. Pentru că vara mi-e foarte cald și dau mașina aia și fac așa. Hai să mergem până la Romeo să vedem ce face Romeo, nu? Ha, tăi, val familia aia, velu, baftalo, dar ce faci azi, mă? Ioane, mă auzi? Da, bă, nu mai juca metindu-o, Ioane, că o zis aia că-i vin peste tine. Eu nu folosesc hack. E, m-o banat așa că vrui.
E serioasă treaba în partea la altă, m-am băgat pe Metin 2 și am folosit hack. Deci am intrat pe Metin 2 privat și am folosit hack și mă banaș pe mine și mă banaș pe încă unul. Și cele mai multe like-uri de la ultimul clip ăla, Bengohi de ultimă generație, vine de la... și vine de la Sorina Andreea, care spune chiar așa. Ești foarte talentat, este un clip foarte mișto. Bineînțeles ca fiecare clip de-al tău postat. Te apreciez și te susțin. Îți doresc mult succes în continuare. Îți mulțumesc frumos, Sorina Andreea. Te pup și o săptămână plăcută. Și toate acestea fiind spuse, vă mulțumesc tuturor celor care a stat până la sfârșit și vă urez o săptămână plăcută. Și dacă vrei să apari în următorul clip, nu uita că trebuie să scrii un mesaj foarte bengos și de ultimă generație pentru ca să primești cel mai multe like-uri. Mă înțelegi? Așa că nu uita că am Instagram, nu uita să dai un like, nu uita să te abonezi. Încerc să postez măcar un vlog dacă vă place de mine. Uite acum, era 55.588 și acum 55.584. O pleca 4 de când filmez. Și cam atât pentru astăzi. Iar până data viitoare, să fiți cuminți. Pa!